Doamne, chipul Tău cel luminat îmi liniștește sufletul. Cuvântul Tău cel drept îmi îndrumă pașii, iar numele Tău cel în veci pomenit mă ține cu speranță în ziua de mâine. Îndreaptă-ți bunătatea Ta către mine și nu mă feri de minunile Tale. Doamne, Dumnezeule, Cel ce ai făgăduit viață veșnică celor ce Te caută, astâmpără-mi gândurile cele într-o rătăcire și binecuvântează-mă cu cumpătul cel într-o împlinire. Și dă-mi, Doamne, iertare greșelilor pentru neajunsă mila Ta. Amin. O Dumnezeule, cel neajuns de înălțimea gândului omenesc, Domnul heruvimilor și înfricoșătoarea priveliște a serafimilor celor înaripați cu dumnezeiescul lor dor, Cel ce toate le împlinești spre folosul nostru și ai puterea să oprești valurile patimilor ce tulbură corabia inimilor noastre, caută cu bunătate din înălțimea slavei Tale și cercetează rănile sufletului meu. Nu lăsa să mă atingă focul mâniei Tale, cele drepte, deși am păcate multe, făcute în vremea acestei vieți pământești, ci izbăvește-mă și iartă-mă și fă ca râurile milostivirii Tale să nu își oprească niciodată curgerea din pricina rămânerii inimii mele în împietrire. Ca Cel ce primești cu milostivire pe cei ce se întorc la Tine și îi așezi pe ei la masă împreună cu cei ce au purtat osteneala întregii zile, cheamă-mă și pe mine la Tine cu puterea Duhului Tău cel Sfânt și trezește-mă din somnul patimilor. Fii îndelung răbdător cu mine, Doamne, căci m-am văzut în multe rânduri cu lene, iar pe cei chinuiți, de deznădejdea cea ucigătoare de suflete, îi ridică cu milostivirea Ta. Risipește întristarea din inimile celor ce pătimesc și nu înțeleg rostul vieților. Pe cei neputincioși îi întărește și dă umilință inimilor celor robite de împietrire. Cu razele înțelepciunii Tale dumnezeiești, cercetează-i pe toți creștinii și dă-le lor ca să afle mila înaintea Ta și cele de trebuință spre mântuirea lor. În neputința mea îți cer, Doamne, să mă păzești de toate înșelăciunile păcatelor, ca să îți pot cânta cu bucurie. Slavă Ție, Dumnezeul meu, Cel ce toate le supui iubirii Tale, fără sfârșit. Trecând peste nevrednicia mea. Amin. Și anume această carte, care se numește 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața, este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și
sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!